Bună ziua tuturor! Mă bucur să fim împreună la a patra ediție a webinarilor Construim Împreună, noua serie de webinarii pe care Centrul de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara, împreună cu Asociația IEEE România, Asociația Eden Europe și Alianța Română a Universităților Tehnice, le organizează. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning și moderatorul de astăzi. Mă bucur că acum, în această săptămână din martie, dedicăm o nouă ediție doamnelor și domnișoarelor. De această dată vom vorbi despre femeile lideri și care este impactul lor în comunitate. M-am bucurat întotdeauna atunci când am cunoscut femei care au reușit să schimbe lumea, să schimbe comunitățile în care trăiesc, în care muncesc și în care își construiesc cariera. Aceste femei, de obicei, o fac cu pasiune, cu empatie, cu mult drag, indiferent de profesia pe care și-o aleg. Multe dintre ele ajung să schimbă profesia, să și-o adapteze, să producă schimbarea nu doar în lumea din jurul lor, ci și asupra lor. De această dată am alături de mine doamne care îmi sunt prietene și care, așa că discuția va fi cu atât mai mult, mai liberă, și care vin din domenii foarte diverse, din universitate, din mediul de organizații neguvernamentale și din companii. Și am să încep de data aceasta doar ca să vi le arăt foarte pe scurt. Acestea suntem noi toate, cele care vom vorbi astăzi cu dumneavoastră, dar am să încep cu gazda, chit că de obicei gazda este ultima. De această dată am să încep cu doamna profesor doctor inginer Carmen Grecea, care este secretarul general al Senatului Universității Politehnică din Timișoara, director de departament în Facultatea de Construcții și o personalitate care a mentorat și s-a îngrijit de mii de studenți în Politehnica din Timișoara. Carmen, te rog să te prezinți la început. Bună ziua! Bună ziua distinselor doamne invitate la acest webinar! Bună ziua celor care au ales să participe la acest eveniment de început de primăvară, pe care doamna Diana Andone, și îmi permit să spun prietena noastră Diana, îl promovează de ceva vreme, fiind ea însăși un exponent al tematicii propuse pentru dezbaterea de astăzi. O femeie lider, o femeie remarcabilă în profesie și viață. Voi spune eu câteva cuvinte pentru început și justific acest lucru că încep eu, deoarece la un moment dat, pe parcursul derulării acestui eveniment, va trebui să părăsesc întâlnirea și să mă dedic și unei alte activități. Știm cu toții că este foarte dificil să creionăm în câteva cuvinte, în timp puțin, vieți, personalități umane, mai ales când acest lucru are legătură și cu persoana ta. Pe site-ul webinarului, Diana a postat multe aspecte ale activității mele, care de-a lungul celor 32 de ani de activitate a fost dedicată exclusiv generării și promovării educației în Universitatea Politehnică Timișoara. Dacă îmi permiteți să share-uiesc documentul pregătit de mine. Femeile lideri și impactul lor în comunitate. Nu cred că există un model pentru femeia lider. Nu cred că există un stas pe care să-l urmăm pentru a deveni lideri. Această dorință de a fi lider, de a avea succes, nu cred că poate fi 100% asociată unei anumite perioade din viață. Eventual se poate concretiza, se poate consolida la un moment dat. Eu cred că această dorință se naște odată cu noi și depinde în mare măsură tot de noi în a o valorifica în folosul nostru și al comunității pe care o reprezentăm. În cazul meu, personal, sigur eram animată de această dorință și atunci când stăteam permanent cu mâna ridicată la ore, și atunci când luptam pentru premiul cu coroniță,
În momentele de meditație, de provocare din perioada liceului și atunci când reușitele și satisfacțiile profesionale mi-au dat curaj pentru pasul următor. Sunt născută în București în decembrie 1962, am absolvit un liceu cu profil de matematică fizică în 1981, mi-am continuat studiile la Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, obținând diploma de inginer geodez în 1985. Cariera profesională am început-o în același an, imediat după absolvirea facultății, ca inginer stagiar pe șantier la Gura Lotului și mai apoi în proiectare la Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice București și ulterior la aceeași instituție din Timișoara. Din anul 1990 am început activitatea didactică la Facultatea de Construcții din Politehnica Timișoreană ca asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar și în 2014 profesor universitar. Alături de mentorul meu, profesorul Mircea Neamțu de la București, de la Facultatea de Geodezie, conducătorul meu de doctorat, am pus bazele înființării specializării de cadastru la Facultatea de Construcții din Timișoara în anul 1991. Am susținut teza de doctorat la Facultatea de Geodezie din București și aici îmi asum o mică laudă de sine pe care însă eu o percep mai degrabă ca pe o ambiție și o mândrie personală, devenind prima femeie doctor inginer din România în acest domeniu. Și nu m-am oprit aici, în anul 2015, la 53 de ani, am obținut primul atestat de abilitare din țară în domeniul ingineriei geodezice. A fost o ambiție personală și consider o prioritate crearea unei școli doctorale pe acest domeniu în universitatea noastră. Încă n-am reușit să valorific această dorință și această ambiție a mea, nu datorită mie, nu datorită instituției pe care o reprezint, ci datorită altor factori externi care amână puțin înființarea școlilor doctorale noi. Personal consider că atingerea celei mai înalte trepte ierarhice, și anume aceea de profesor universitar, mai mult decât atât, profesor universitar abilitat, ținta de realizare profesională a oricărui cadru didactic din învățământul superior, reprezintă o încununare a tuturor eforturilor depuse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, adică maturizarea carierei. Și pentru mine să fiu cadru didactic înseamnă mai mult decât să împărtășesc niște idei sau să găsesc soluții tehnice, înseamnă multă dăruire sufletească, înseamnă pasiune, puse în slujba științei și a modelării caracterelor umane. Înseamnă să transmit celor care mă înconjoară, generație după generație, adevărata iubire pentru profesia aleasă. Activitatea mea de atâția ani în slujba școlii, cu oameni și pentru oameni, m-a ajutat să mă înțeleg și să apreciez la adevărata valoare alegerea făcută. În acest moment al vieții, consider că pot face o evaluare, un bilanț al evoluției mele ca profesionist, ca om de carieră, ca femeie de carieră. Și pentru mine, cel mai înalt privilegiu al unei femei de succes este acela care o îndreptățește să se considere în orice moment al ei prin această lume un om norocos prin ceea ce viața i-a oferit în profesie și familie. Femeia de succes, femeia lider, se consideră împlinită dacă reușește să ofere împlinire. Este valoroasă dacă generează valoare și modelează caractere. Privește cu satisfacție în urmă spre binele ce se desprinde din reușita ei, dar în același timp privește înainte, luminată de speranța viitorului. Mă regăsesc în tot ceea ce am afirmat aici. Aceasta sunt eu, o femeie împlinită cu convingerile mele, cu reușitele și satisfacțiile mele, cu viața mea pusă în slujba profesiei, a comunității pe care o reprezint și a familiei mele. Mulțumesc! În câteva cuvinte,
Asta a fost. Mulțumim mult de tot. A fost într-adevăr mai mult decât, să zicem așa, plin de informații și cu foarte multe date. După cum vedeți, acum suntem aici toate doamnele împreună, ne putem vedea cu toate. Și înainte de a porni o discuție și de a trece la următoarea doamnă care se prezintă, fiindcă formatul de astăzi este acela pe care vi l-am prezentat și de altă dată, mai întâi ne prezentăm, urmează o discuție, iar la sfârșit vă voi prezenta o unealtă de interes pentru zona educațională sau cea științifică. Carmen, am, să zicem așa, prima întrebare pentru tine, care va fi aceeași întrebare pentru toate doamnele. Tu ești prima care trebuie să răspund la ea. Crezi că ești la locul potrivit acum? Ai spus că ești o femeie împlinită. Da, mă regăsesc în tot ce fac, în tot ce gândesc, în absolut tot ceea ce reprezintă activitate profesională și, eu știu, satisfacție personală. Sunt la locul potrivit, da. Asta este cel mai important lucru. Mulțumesc foarte mult, foarte mult, Carmen. Și acum am să o invit alături de mine pe doamna conferențiar universitar dr. Rodica Lighezan, care este directorul Centrului Regional de Transfuzii Sangvine din Timișoara, dar totodată și conferențiar și specialist în laborator clinic la Universitatea de Medicină, Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Doamnă conferențiar, haideți să vedem cum vă prezentați dumneavoastră de această dată. Eu vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la acest webinar. Mă simt onorată să fac parte dintr-o asemenea echipă de doamne care încercăm să schimbăm lumea care ne înconjoară, cât un pic, cât un pic, așa încât să facem o viață mai bună. Eu sunt medic, sunt cadru didactic și director al Centrului Regional de Transfuzie Sangvină în Timișoara. Dați-mi voie să mă prezint. M-am născut în 1964 în Arad, dincolo de Mureș, și rămân oară de ancă convinsă, chiar dacă de la 18 ani m-am mutat cu totul în Timișoara. Am o familie minunată care mă susține și mă ajută să fac față la atâtea provocări. Am absolvit liceul Miron Constantinescu din Arad, secția de chimie-biologie, și am continuat cu facultatea de medicină pe care am absolvit-o în 1989. Iar apoi, din 1991, sunt cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Trecând prin toate stadiile morfologice ale unui cadru didactic, și anume preparator, asistent universitar, și din 2014 sunt conferențiar universitar. În acest timp, pe lângă activitatea cu studenții, mi-am dorit totdeauna să fac medicină, astfel încât am profesat în laboratoare clinice, atât din sistemul de stat, cât și din sistemul privat, și am văzut cât de diferit este să faci medicina la stat și la privat. Fiecare dintre ele are părțile bune și părțile care scârțe, să-i spunem așa. Ar fi interesant dacă am putea face un hibrid între viteza de reacție a privatului și stabilitatea și siguranța de la stat. Dar până când o să se întâmple acest lucru, în continuare încercăm să ajutăm oamenii. Și din 2017 m-am hotărât să încerc să fac ceea ce mi-a plăcut dintotdeauna, adică să lucrez cu sângele. Acest fluid minunat care înseamnă viață m-a fascinat dintotdeauna, astfel încât la peste 50 de ani m-am hotărât să ies din sistemul laboratoarelor și să intru într-o altă dimensiune, într-un centru de transfuzie care este cu totul altceva.
Chiar dacă la început am crezut că este un lucru simplu și că foarte ușor pentru mine să mă adaptez la provocările pe care le ridică în fiecare zi necesarul de sânge, sunt zile în care ajung acasă cu probleme nerezolvate privitor la activitatea complexă dintr-un astfel de centru. Este foarte complicat să faci previziuni, să știi cam câte pungi de sânge vor avea nevoie spitalele și să reușești să convingi un număr suficient de donatori ca să-ți treacă pragul astfel încât să ai suficient sânge pentru fiecare. Fiecare are povestea lui, fiecare are emoțiile proprii și câteodată ni le transmit și nouă, astfel încât este foarte greu să te detașezi de această problematică a salvării vieții cu ajutorul unei pungi de sânge. Dacă vreți să arătați celelalte slide-uri. Da. Deci munca cu studenții este refugiul meu, este turnul meu de fildeș, unde lucrurile sunt previzibile, sunt frumoase, au fiecare explicația lor și este foarte important pentru mine să lucrez cu mințile studenților, să facem acel mind games ca să înțeleagă că medicina nu este matematică, că pentru a practica medicina trebuie să ai un alt sistem de gândire în care lucrurile să fie câteodată 2 cu 2 să nu facă 4. Da? De majoritatea dăților, 2 și cu 2 fac 5 sau fac 6. Deci poate să fie așa sau altfel și trebuie să știi care sunt criteriile după care evaluezi atât boala pacientului, cât și prognosticul acestuia. Dar activitatea didactică îmi ocupă, să spunem, un sfert din timpul unei zile, pentru că încă două treimi le investesc în centrul de transfuzie, pentru că avem nevoie de sânge în fiecare zi. Și cu această problemă mă confrunt mai ales în ultimele zile în care, datorită situației geopolitice, datorită acestei conflagranții care este foarte aproape de noi, și noi în Timișoara încercăm să aducem cât mai mulți donatori în această perioadă în centru de transfuzie pentru a avea cămara plină, cum îi spun eu, astfel încât orice s-ar întâmpla să putem salva vieți. Mulțumesc foarte mult! O să mă opresc aici cu, indiferent ce se întâmplă, să salvăm vieți, fiindcă pe mine puțin mai emoționat acest lucru și nu cred că mai are rost să întreb dacă te consider la locul potrivit. Da, cred că mi se potrivește, doar că e mai complicat decât mi-am imaginat. Întotdeauna viața ne aduce provocări, dar eu zic că numai provocările pe care le putem duce ni le pune în față viața. Și cu siguranță le vom putea gestiona. Mergem mai departe și rămânem cumva tot în zona, să zicem, chimiei, biochimiei într-un fel, pentru că vom merge la Universitatea de Agronomie, de Științe Agricole și Medicină Veterinară Regele Ferdinand I din Timișoara și vom merge la doamna prorector Radulov Isidora, care este absolventă de Politehnică, dar este un cercetător de marcă în biochimie, Universitatea USAMVB, cum îi spunem noi toți. Vă rog! Numai un pic. Agricole și medicină veterinară a banatului regele Mihai I al României din Timișoara, care pe de fiecare dată suntem universitatea cu cel mai lung nume, cel puțin din Timișoara, nu știu dacă și din țară, dar din Timișoara cu siguranță. Ca să fac așa o trecere de la doamna doctor înspre noi,
dumneaei salvează vieți, noi încercăm să hrănim oamenii. Prin tot ce facem în universitatea noastră, încercăm să oferim o hrană corespunzătoare, atât începând de la plante până la animale, pentru că foarte puțină lume, deși numele universității îl spune, foarte puțină lume ne leagă și de medicină veterinară sau foarte puțină lume știe că în cadrul universității noastre funcționează și facultatea de medicină veterinară. Dar ca să încep și eu cu începutul să mă prezint, sunt timișoreancă, născută în Timișoara în anul 1972, cu liceu de chimie absolvit în Timișoara, cu facultatea de chimie industrială absolvită în cadrul Politehnicii Timișoara, cu studii aprofundate tot la Politehnica Timișoara, tot în cadrul facultății de chimie industrială pe vremea aceea, acum facultatea de chimie industrială și ingineria mediului. Am ajuns profesor în domeniul ingineria mediului, până la urmă la Universitatea de Științe Agricole, pentru că acolo mi-am dat examenul de profesorat în acest domeniu de ingineria mediului. Aș să fac așa o scurtă motivare a carierei mele, în rând mi-a plăcut chimia. Mi-a plăcut enorm de mult chimia și pentru foarte multă lume se pare că chimia este greu de înțeles și mi-am dorit tot timpul să îi fac pe ceilalți să înțeleagă ce este chimia și cum lucrează ea. Pentru că până la urmă, cum spune toată lumea, totul în viață este chimie. Nu cred că există bucurie mai mare decât să vezi în ochii studenților sau să vezi ochii studenților cum se lumine în momentul în care înțeleg, în momentul în care îmi spun: a, dar e ușor, nu e așa de greu cum credeam. Este satisfacția supremă. Este satisfacția supremă să-i faci pe alții să înțeleagă, să gândească singuri, să, până la urmă, să-și facă un viitor cu ajutorul tău. De aici a plecat motivația mea fi cadru didactic, deși de meserie, așa cum am spus, sunt inginer. Nu am practicat niciodată efectiv meseria de inginer, pentru că direct din 1996 am activat ca și cadru didactic în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Am trecut, așa cum ați menționat, prin toate gradele universitare, de la preparator, asistent, șef lucrări, am un doctorat în agronomie, sunt abilitat în același domeniu, agronomie. Am fost și prodecan de tot pe cercetare în cadrul Facultății de Agricultură din Timișoara și din 2016 sunt prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Totodată am activat și în cadrul laboratorului Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice din Timișoara, laborator pe care am reușit să, împreună cu colegele mele, să-l acredităm RENAR. Suntem singurul laborator pe sol și îngrășăminte acreditat RENAR din Timișoara. Cel puțin acum câțiva ani, când am fost chiar primul, între timp mai sunt câteva private, am încercat toată reorganizarea activității de cercetare în cadrul universității și am creat acest institut de cercetări pentru biosecuritate și bioinginerie, institut pe care încercăm de asemenea să-l acredităm și să-l introducem în sistemul național de cercetare. Toată activitatea noastră de cercetare, așa cum am zis, se axează pe securitate alimentară. Este foarte important în ziua de azi. Nu cred că cineva poate fără hrană și noi asta facem în cadrul universității noastre. Încercăm să asigurăm o hrană sănătoasă, o hrană completă pentru toată lumea. Cercetarea din universitatea noastră își propune să fie cunoscută la nivel național, la nivel internațional. Am pus aici în slide conferința care urmează, conferința la care vă invit să participați. Este conferința anuală a universității în care prezentăm ultimele rezultate ale cercetării, de asemenea jurnalul nostru Open Science. Am văzut și online foarte multe colege din cadrul universității mele și le mulțumesc pentru faptul că sunt prezente, cu multe dintre ele chiar lucrez în mod direct și mă ajută în ceea ce înseamnă cercetare. Este greu, nu este ușor, îmi place ceea ce fac, sper că reușesc să fac bine, zic eu,
să coordonez această activitate de cercetare care presupune domenii foarte variate. Avem și cadastru, că doamna profesor Grecea a menționat cadastru. Avem și medicină veterinară, domenii total opuse. Nu este ușor să le grupezi pe toate, să le aduci pe toate împreună, să le faci să funcționeze. Până la urmă, asta trebuie să fac și sper că reușesc să fac cu succes acest lucru. Cam asta să vă prezint. Probabil că din întrebările dumneavoastră o să urmeze și alte date. Mulțumesc! Da, mulțumesc mult de tot și îmi cer scuze pentru denumirea universității în mod greșit. Astăzi am mai făcut-o de două ori, cu două zile, am zile din acestea, când mintea mea este în toate părțile, din păcate. Și îmi cer scuze pentru asta. Am aceeași întrebare. Credeți că sunteți acum la locul potrivit? Trebuie să spunem că sunteți și într-o deplasare Erasmus cu studenții. Da, sunt Erasmus, plecată cu Erasmus. De aia este așa puțin mai agitat, pentru că imediat trebuie să plec spre casă. Da, eu zic că sunt la locul potrivit pentru că efectiv îmi place ceea ce fac, îmi place partea de cadru didactic, îmi place partea de cercetare, încerc să le îmbin pe cele două și cred că le-am succes până în acest moment. Da, mulțumesc foarte mult. Am văzut că sunt întrebări deja în zona de Q&A din Zoom. Cei care ne urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, puteți să puneți întrebări în zona de comentarii. Colegii mei le vor prelua de acolo și le vor aduce și vom vorbi despre ele cu toate doamnele împreună. Și acum mergem la doamna Laila Onu, care este un antreprenor social de succes în România. Este fondatorul și directorul Fundației Pentru Voi și a centrelor, multiplelor centre și activități și locuințe protejate pe care Fundația Pentru Voi le gestionează și are foarte multe premii în acest domeniu. Laila, o să fac share Vlad ca să meargă totul în regulă. Eu am să dau unmute. Și îți te rog frumos să ne spui despre tine. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cred că am reușit eu să fac share. Nu știu, Vlad, dacă se vede? Se vede sau nu? Se vede, este share de la Vlad, poți să vorbești liniștită. Ok, bine. Eu o să vă spun o poveste cu totul diferită. Într-un fel, deși a început la fel ca și a doamnelor care au vorbit înaintea mea, și eu sunt născută în Timișoara, am făcut liceul Loga, secția matematică-fizică, am fost olimpică la matematică, competitivă și așa mai departe, și am dat admitere și am intrat printre primii la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Institutul Politehnic Timișoara, pe care am și terminat-o tot așa cu medie mare, deci totul era tot pe linia asta de elitism, ca să spun așa. Am luat repartiție, că era pe vremea era repartiție, la M Timișoara, iarăși o unitate de vârf și unde am început și am practicat electronica. Viața însă mi-a deschis-o cu totul un alt drum, pentru că din motive personale, în 1990 am înființat, în aprilie 1990, prima organizație de părinți cu copii cu dizabilități din țară și timp de 5 ani am activat ca voluntar, ca președinte acestei organizații. După aceea, abandonând complet cariera de inginer și orientându-mă spre antreprenoriat social, respectiv spre management de ONG. A fost o schimbare la care am meditat mult, pentru că, practic, tot ce am învățat în 5 ani de facultate nu mai îmi era necesar acum și, în loc de circuite integrate, am început să învăț despre terapii cognitiv-comportamentale, despre management de ONG, despre cum să faci campanii de advocacy, cum să faci campanii de fundraising și așa mai departe. Pe de altă parte, am descoperit și niște valori noi, pentru că dacă stilul acesta competitiv în care am fost eu crescută și educată și în care în mare măsură este în continuare școala noastră, este axat în continuare pe acest stil competitiv,
nu mi-a permis să înțeleg cât de importantă este fiecare viață omenească, indiferent de coeficientul de inteligență, indiferent de abilitățile sau dizabilitățile pe care persoana respectivă are, este o persoană valoroasă pentru că este o ființă umană și am descoperit-o cu toată altă perspectivă asupra valorii și asupra și chiar a noțiunii de succes. Pentru un copil cu autism, de exemplu, succes poate să fie faptul că poate să meargă într-o școală obișnuită și nu într-o școală specială. Tot așa pentru un copil cu sindrom Down, succes poate să fie faptul că a reușit să învețe singur să-și lege și retul și aș putea să tot continui. Nu mai vorbesc de succesul care înseamnă un loc de muncă pentru o persoană cu dizabilități. Deci, dintr-o dată, mi-am schimbat perspectiva și am descoperit alte valori, printre care acelea de șanse egale și de importanța ca o societate să acorde șanse egale fiecărui membru al ei și respect fiecărui om și importanța solidarității umane. Nu știu dacă vedeți al doilea slide. Un pic de istorie, ce am făcut la pentru voi, am început să dezvoltăm servicii sociale comunitare, care au fost premiere pentru România. Aici în poză o vedeți pe maestatea sa, Regina Olandei, Beatrix, care a fost în vizită în România. Atunci când a fost în vizită în România, a fost și la pentru voi. În 97, deci am făcut primul centru de zi pentru adulți cu dizabilități, în 99, prima locuință protejată, în 2000, primul serviciu de angajare asistată pentru persoane cu dizabilități intelectuale și așa mai departe. Avem servicii sociale acreditate pentru 200 de persoane cu dizabilități intelectuale în Timișoara și avem acest lucru de mai bine de 27 de ani. Avem 3 centre de zi, unde zilnic vin 150 de persoane cu dizabilități și desfășoară diferite activități și avem 6 locuințe protejate, unde persoane cu dizabilități care nu mai au părinți și care ar fi fost lipsite de posibilitatea de a continua să trăiască în comunitate dacă nu am fi făcut noi aceste locuințe protejate, locuiesc. E bine de spus că, din păcate, după 30 de ani de la Revoluție, în continuare, locuințele protejate ale Fundației pentru Voi sunt singura oportunitate de a trăi în comunitate pe care Timișoara o oferă persoanelor adulte cu dizabilități intelectuale. Mai avem și o unitate protejată, unde angajăm persoane cu dizabilități, încercăm să demonstrăm că pot să lucreze și cât este de important pentru ei și de-aia spuneam la început că succesul are o altă definiție atunci când vezi cât de tare se poate bucura o persoană cu dizabilități care face ceva cu sens. Unul dintre beneficiarii noștri spunea: mă bucur că acum am și eu un motiv pentru care mă trezesc dimineață. Acesta fiind faptul că are un loc de muncă și are ce să facă în timpul zilei. Tot așa cum o altă fată care a venit la noi din instituții, am luat-o într-un proiect de dezinstituționalizare, după câțiva ani a spus: în fine, am găsit și eu un loc unde oamenilor le pasă de mine. Și cred că asta este foarte important, să ai un loc unde oamenilor le pasă de tine și să, în același timp, e bine să ai acest sentiment de solidaritate față de cei care sunt mai puțin norocoși. Avem un magazin online, avem un site foarte frumos, mulțumim prietenilor noștri de la Cel care l-au făcut și ne-au ajutat să-l întreținem, să-l updatăm tot timpul și vă invit să cumpărați de la noi, de pe site-ul nostru, produse făcute de persoanele cu dizabilități. Avem și niște mărțișoare foarte frumoase pe care de asemenea le puteți găsi online. Ca să-ți răspund, Diana, la întrebarea cu dacă sunt la locul potrivit, o să-ți răspund cu... În avans. În avans să-ți răspund, da, nu mai aștept. O să-ți spun că atunci când eu am terminat liceu, erau la modă sonetele și fiecare scria câte un citat frumos acolo și unul dintre citatele care îmi plăcea mie era ceea ce mesajul pe care Regina Isabela i-l-a spus lui Cristofor Columb atunci când acesta a plecat în expediție. Și anume,
Plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există încă, fi sigur că Dumnezeu îl va crea în adins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Da, deci, de fapt, asta spune absolut tot că ești la locul potrivit și că faci lucrurile împreună. Trebuie să recunosc că sunt parte din boardul Fundației pentru voi de, cred că, 15 ani, dacă nu și de mai de mult, și sunt alături de Fundația pentru voi și înainte a fost și Fundația Speranța de aproape 30 de ani în curând, nu, Laila? Și că o apreciez foarte mult pe Laila și ceea ce face și cum reușește să schimbe viața unor tineri care au devenit adulți, chiar foarte adulți unii dintre ei și au depășit speranța de viață cei mai mulți dintre ei și din fericire sunt foarte mulțumiți și se simt bine la centru pentru voi, chiar dacă acești 2 ani le-a restrâns foarte mult din activități. Laila, îți mulțumesc și vom reveni în curând la tine, fiindcă tu mi-ai luat întrebarea, așa că a trebuit să răspund eu. Și vom merge acum la Universitatea de Vest, unde o să o invit alături de mine pe doamna conferențiar universitar Irina Macinga, care este și decanul Facultății de Sociologie și Psihologie, dar care a fost prorector pe partea de strategie academică și internaționalizare, dar în special conduce proiectul de Universități Europene Unita, în care Universitatea de Vest este parte. Vă rog! Da, bună seara tuturor. Mulțumesc, Diana, în primul rând ție pentru această invitație care mă onorează și din care am și un beneficiu personal, să spun așa, faptul că în momentul în care ai spus despre misiunea, despre tema acestei întâlniri Femei de Succes, tot lucrul ăsta mi-a provocat un exercițiu de reflecție interioară asupra ce înseamnă de fapt succesul până la urmă și dacă se asociază sau nu cu ce lăsăm în urmă. Așadar, o mulțime de interogații pentru care îți mulțumesc. În al doilea rând, sunt onorată să fiu lângă dumneavoastră, doamnelor, și am ascultat cu foarte mare atenție povestea de viață și povestea profesională a fiecăreia. În ceea ce mă privește, un scurt bios, sunt născută în Drobeta, Turnul Severin, 1969. Am absolvit liceul Traian din același oraș, matematică fizică, cum era atunci. Sunt absolventă de licența Universității de Vest din Timișoara, psihologie. De asemenea, am doctoratul în psihologie și sunt abilitată, adică am dreptul de a conduce doctorate în psihologie din 2016. Însă astăzi am ales să dezvălui cealaltă fațetă, să spun, a mea, aceea de administrație, să zicem, de coordonare, de management universitar. În perioada 2016-2018 am ocupat poziția de prorector pe strategie academică la Universitatea de Vest din Timișoara, 2018-2020 pe cea de prorector pe internaționalizare și actualmente sunt decan al Facultății de Sociologie și Psihologie. Astăzi m-aș concentra mai degrabă în această scurtă prezentare, o să vă rog să treceți pe slide-ul următor, în special asupra acestei idei de succes și de management de succes. Venind din psihologie, noi avem o paradigmă, să spunem, dominantă, care spune că un comportament, indiferent de aria unde se manifestă, presupune, este de fapt expresia unei interacțiuni între context și persoană sau personalitate în sensul psihologic al termenului. De aceea cred că pentru a avea succes contează de fapt această potrivire. Contextul, după mine, contează enorm,
În ce moment de evoluție se află universitatea, vorbind de managementul universitar, ce priorități își propune și cum percepi suportul din partea organizației? Una este să faci un management de criză, altceva este să faci să ajungi într-o poziție de coordonare atunci când instituția de învățământ superior formează structuri sau să ajungi în această poziție atunci când consolidează aceste structuri. De asemenea, tot ca parte din context, este deosebit de important cum percepi că ceilalți îți pot și sunt dispuși să-ți ofere suportul. Pe de altă parte, ca profil individual important în această potrivire persoană-funcție, consider că este foarte important să, înainte de a accepta o asemenea provocare, să ai o experiență anterioară cu anumite proceduri sau cu echipe de lucru, să fii extrem de organizat și de planificat, deși foarte mulți încă au rămas atunci când judecă o poziție de management, indiferent de domeniu, au rămas cumva la această paradigmă răspândită după care inteligența este cea mai importantă, cel mai important proces pe care o funcție de management ți-l cere. Eu aș spune că din toate funcțiile psihice contează enorm atenția și atenția la detalii și mai ales pe aceste poziții contează creativitatea și gândirea out of the box. Și în ultimul rând e extrem de importantă în acest profil individual elementul acesta de muncă în echipă și să știi să asculți pe celălalt. Și în sfârșit, pe ultimul slide, să aduc o provocare cumva. Am învățat foarte multe lecții pe această poziție, atât lecții profesionale cât și lecții de dezvoltare personală. Și a spune că într-un management universitar, și mă gândesc în orice tip de management, tocmai spunea doamna dinaintea mea ce înseamnă să fii îndrăzneț, cred că îndrăzneala e necesară mai mult decât prudența. Cred că este foarte important să te consulți și nu doar să trasezi sarcini. Cred că pentru decizii bune, timpul de reflectare trebuie să fie mai lung decât cel de implementare. Trebuie să ai o viziune și mai puțin un control în sensul de micromanagement și, într-adevăr, să percepi obstacolele, pentru că sunt obstacole, să le percepi ca oportunități și nu ca dificultăți. Eu vă mulțumesc, iar ca să răspund la întrebarea Dianei... Vreau să pun dacă sunteți la locul potrivit. Da. Am simțit întotdeauna lucrul acesta. Deși inițial aveam îndoieli, mi-am dat seama că, de fapt, aceste îndoieli vin din teama de a schimba un status quo. În momentul în care n-am mai avut această teamă și am știut că toată corabia e cu mine și am avut și acea provocare a proiectului european de care spuneai și pe care poate am ocazia în cele ce urmează să dau câteva detalii, în momentul în care am scăpat de teama de a ieși din zona de confort și de a produce o schimbare, în acel moment am fost convinsă că sunt omul potrivit. La locul potrivit. Mă bucur și sper să fie într-adevăr pe viitor așa și știu că schimbarea doar așa se produce. Acum nu este ultima, ordinea a fost fiindcă eu am vrut să fie așa cu poveștile puțin să alterneze. Doar din acest motiv a fost alese în acest fel și mă rog, dintr-o mică constrângere am început cu doamna Carmen Grecea și n-am terminat cu dânsa ca și gazdă din cauza de programul dânsei, fiindcă urmează să și predea astăzi. Mergem acum la Diana Nastase, care este director de resurse umane de la compania Flex România, care a absolvit și Universitatea de Vest, este pasionată de oameni și de mintea oamenilor și scrie, printre altele, dar am să o las pe Diana să se prezinte.
Bună seara tuturor! Mă bucur și eu foarte mult pentru această invitație și ca și celelalte participante. Mă simt deosebit de onorată să mă aflu în acest panel. Am ascultat cu interes poveștile tuturor copanelistelor, ca să zic așa, și ca să sumarizez, mi-am dat seama că mă aflu lângă prima femeie doctor inginer în geodezie. Astăzi alături de noi mă aflu alături de doamna care salvează vieți, doamna care hrănește oameni, doamna care a vorbit atât de frumos despre leadership și nu în ultimul rând alături de doamna care m-a emoționat profund pentru modul în care își dedică viața și cariera persoanelor cu abilități speciale, cum îmi place mie să spun. Vreau să felicit pentru alegerea acestui subiect, subiectul de leadership și leadership feminin. Cred că este binevenit și chiar necesar și nu vreau să fiu eu negativă în momentul de față. Spun că e necesar într-un context nefavorabil, cu multe riscuri, care a venit peste societatea noastră și de fapt peste întreaga lume. Și aici mă refer atât la criza de sănătate pe care am avut-o în ultimii ani, dar și la o criză umanitară până la urmă, dar și la ce se întâmplă, este mai exact o săptămână astăzi, mă refer la conflictul militar aflat în proximitatea noastră. Avem de-a face cu schimbări semnificative și cred că toate acestea vor contribui semnificativ la modul nostru de operare, ne vor aduce atât modele noi de business, poate și alte modalități de a face lucrurile și de a obține lucrurile, vom avea alte așteptări, oamenii vor avea alte așteptări, fie că vorbim de angajați, clienți sau consumatori. Cred, m-am gândit foarte mult în acest context, cum spun eu, nefavorabil, care ne aduce multă anxietate, o grămadă de oameni cu care mă întâlnesc, vorbesc subiectul care frământă o lume întreagă astăzi, m-am gândit cum să mă prezint. Și am zis să mă prezint ca om, ca o ființă vulnerabilă, cu slăbiciuni, cu probleme și defecte și cu calități ca fiecare om. Și în același timp azi vorbesc și de zona de leadership pe care o văd atât de necesară în perioada, mai ales în perioada aceasta, pentru că avem nevoie de lider la toate nivelele, fie că vorbim de lider într-o organizație, într-un ONG, într-o școală, într-o comunitate sau în politică. Am să share-uiesc și eu prezentarea. Îmi spuneam că am să mă prezint ca om. Sunt un om de resurse umane, conduc o echipă de peste 50 de oameni în compania Flex. Ca și companie, nu știu ce cunoașteți despre noi, suntem atât o facilitate de producție cât și un centru de dezvoltare și un centru de design. Avem și share service și outsourcing. Și avem o cifră de afaceri anuală de aproape $1 miliard. Vă spun ce producem, pentru că toate doamnele au vorbit despre muncă cu semnificație și cumva mă simt obligată să spun că facem lucruri cu semnificație, că oamenii care lucrează în Flex contribuie semnificativ, aș spune chiar la o lume mai bună. Pe lângă industriile acestea clasice, cum ar fi automotive, networking, industrial, comercial, o foarte puțină lume știe că se produce în Timișoara și echipament medical. Astfel, componenta aceasta de healthcare este sub umbrela Flex. Am condus proiecte de reorganizare, dar și de startup sau de optimizare. Și acum, pe românește, am să spun și am închis o fabrică la un moment dat. În alt moment al vieții am avut un startup, un Greenfield, unde am fost primul om angajat de către o companie americană pentru a pune bazele unei Greenfield
în Oradea, pe un teren foarte fertil, cu o administrație foarte suportivă la momentul respectiv. Și în momentul de față sunt la Flex. Ca și educație, nu am menționat de liceu, am absolvit Colegiul Bănățean, sunt și eu timișoreancă, am absolvit Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie, Științele Comunicării, mai exact secția jurnalistică. Am făcut și un master în management și marketing și m-am certificat și am obținut diferite calificări care mi-au servit în activitatea mea de resurse umane. Acum vedeți că activez în resurse umane nu are neapărat legătură cu background-ul meu educațional. Cum spuneam, întotdeauna mi-au plăcut interacțiunile cu oamenii și am vrut ca munca mea să fie despre oameni. Ca background, am lucrat în presă în anii 2000, 1999-2000, 2001, după care am tânjit așa oarecum după mediul de business și în momentul în care am intrat în corporație, am realizat că resursele umane reprezintă zona care mi se potrivește cel mai bine. De-a lungul acestor 20 de ani de activitate în resurse umane, am 43 de ani, nu am menționat la început când m-am născut, de-a lungul acestor ani, în traiectoria mea profesională, am fost asistent resurse umane și am crescut până la a conduce un departament astăzi de aproape 50 de oameni în compania Flex. Ce aș putea să mai spun? O altă componentă pe care am vrut să o ating este legată de comunitate, pentru că mie îmi place foarte mult să spun că îmi fac părticica mea, contribui cu părticica mea în comunitate atât cât pot. Bineînțeles, fac parte dintr-un mediu corporatist, într-o firmă cu un scop economic, însă ca funcțiune de resurse umane, de multe ori avem ocazia să fim promotori a unor proiecte frumoase, educaționale sau proiecte care servesc comunității. În același timp, cred că mi-am făcut rodajul, ca să spun așa, și am făcut suficiente greșeli în viață și în activitatea profesională ca să trag învățămintele din ele și să pot da mai departe, să întorc ce am învățat eu și de câte ori am ocazia particip la seminarii sau ca și profesor vizitator în cadrul diferitelor universități. Universitatea de Vest a fost cadru unde am avut cursuri, Universitatea Emanuel din Oradea, unde am participat benefol cu seminarii. Am mai subliniat aici zona de valori, în ce cred eu. Cred foarte mult în învățarea continuă, cred în simțul civic și în libertate, promovez oarecum lectura și încurajez pe toată lumea să citească. Cărțile sunt așa refugiul meu și locul unde îmi recunosc ignoranța și caut cunoașterea de cele mai multe ori. Și după cum a zis și dumneavoastră, doamna Andone, am trecut anul trecut de la zona de cititor și la zona, nu mă consider scriitor pentru că am avut prima carte publicată anul trecut, o carte de eseistică, iar în prezent sunt în discuții pentru al doilea manuscris tot cu editura Libris. Spuneam, promovez lectura foarte mult, cred că noi ca și societate am fi mai câștigați dacă am citit mai mult. Cred că am fi mai câștigați dacă am avea acel leadership de care vorbea foarte frumos doamna Maxinga, dacă am reținut bine, spuneam că avem nevoie de lideri la toate nivelele, liderii empatici, liderii pasionali, liderii aceia care se arată așa cum sunt, umani. Într-adevăr, nu inteligența este cea care primează în setul de competențe,
E vorba de liderii aceia care înțeleg curba emoțiilor prin care trec oamenii în crize și în schimbare și îi ajută să le gestioneze și să se adaptează nevoilor lor. Vreau să sar la întrebare. Da, întrebarea este din nou dacă ești la locul potrivit sau nu. Da, mă consider la locul potrivit, deși auzindu-le pe celelalte doamne, am privit așa cu oarecare, aș îndrăzni să zic, umilință, gândindu-mă că sigur aș putea face mult mai mult în comunitate sau aș putea să mă implic mai mult în acest sens. Însă, cred ca om de resurse umane am șansa să contribui la transformarea și dezvoltarea oamenilor. Este, cred că, un rol pe care funcțiunea noastră îl are. Oamenii de resurse umane au acest rol și este unul din motivele pentru care îmi iubesc atât de mult jobul. Spuneam deja că tot din perspectiva acestei funcții avem ocazia noi în HR să fim promotorii unor proiecte de educație în școli sau universități sau în comunitate. Auzindu-le pe doamnele dinaintea mea, chiar mă gândeam, chiar mi-au venit anumite idei când doamna director de la Centrul de Transfuzie povestea despre munca ei de zi cu zi în Centrul de Transfuzie. Mă gândeam, doamne, am putea face o campanie în firmă prin care să încurajăm angajații să doneze sânge, s-ar putea face chiar în cadrul companiei noastre. La fel când am auzit-o pe doamna ONU povestind atât de frumos și mărturisesc că mă bucur că n-am fost imediat după ea, pentru că am fost profund de emoționată de povestea dumneaei. Deci răspunsul pe scurt este da, mă consider la locul potrivit, dar ca întotdeauna cred că avem șansa să contribuim mai mult în comunitate, să fim mai buni, pentru că revenind, ca să închei rotund, revenind la ce am spus inițial, toate problemele lumii, toate conflictele, toate crizele economice, recesiunile nu s-au întâmplat datorită absenței inteligenței sau a unor tehnologii, s-au întâmplat în principal datorită absenței acestor skill-uri soft de care vorbea și doamna Maxinga, datorită absenței inteligenței emoționale și de multe ori datorită egoismului și a centrării pe propriile interese sau pe dorința de putere. Așa că avem ocazia cu toții, inclusiv eu, să facem mai multe și să contribuim, cum îmi place mie să zic, în leadership, cu mintea și cu inima. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult, Diana, foarte, foarte așa din suflet spuse toate poveștile tuturor. Bineînțeles că s-a făcut o oră, nu mă ascultăm poveștile, eu vreau să ascultăm poveștile în 15-20 de minute, dar niciodată nu-mi iese planul când am invitat doamne și domnișoare, așa că vom avea timp doar de două întrebări și după aceea, la final, așa cum am spus, voi prezenta unealtă, de această dată vom merge spre unelte de validare de informație și de digital literacy, cum se numește. Și aici am să o rog acum, poate pe fiecare pe scurt de tot, cineva a și răspuns deja în chat, că ce ați modifica în domeniul în care activați? Fiindcă suntem cu toate lideri, ați schimbat multe în mulți ani de carieră, pot să zic așa, la toată lumea, nu ne ascundem vârsta niciodată și nici nu ne ascundem după ea, dar ce ați schimba? Dacă ar fi astăzi sau mâine, ce ați schimba în domeniul în care activați? Irina, dacă vrei să începi tu, fiindcă tu ai și răspuns prima în chat, dar să vă rog foarte pe scurt pe fiecare, să știți că vă întrerup de data asta. Da, am fost conștiincioasă și am luat întrebare cu întrebare din Q&A.
Da, am răspuns că această rezistență la schimbare care ne trage în spate și ne trage pe fiecare, nu e specifică unui anumit profil, pentru că avem avantajele zonei de confort, pentru că întotdeauna necunoscutul, prin definiție, sperie sau este generator de anxietate, dar progresul, într-adevăr, vine din schimbare. Nu este doar o vorbă. Și vine din asumarea riscului, niciodată din siguranță. Din siguranță pot să merg pe... Prin siguranță pot să-mi asigur stabilitatea, să merg pe o linie dreaptă, dar dacă vreau să iau în sus, trebuie să accept schimbarea. Așa schimba. Am să mă duc acum la Carmen Grecia, fiindcă ea a spus clar că vrea să răspundă la această întrebare. Carmen? Stai să vedem dacă te și putem auzi numai puțin. Gata, te auzim. Gata, am reglat și eu. Am intrat un pic pe telefon din cauza unor probleme tehnice aici la facultate. Ce-aș schimba în momentul de față, la ora când stăm de vorbă, aș schimba puțin relația interumană, relația dintre oameni, sinceritatea cu ei, cu care ei acceptă provocările, cu care ei acceptă să rezolve împreună anumite probleme de viață, de profesie, de interacțiune la nivel comunitar. Cred că suntem într-o zonă destul de sensibilă acum. Perioada recentă a ultimilor 2 ani ne-a convins că lucrurile nu au mers chiar într-o zonă bună în acest domeniu și cred că ar trebui puțin să reluăm acest aspect și să ne focusăm mai mult pe legăturile interumane. Da, cred că e o poziție foarte bună și poate care vine și cumva în viziunea a ceea ce se întâmplă în ultimele zile, mai ales. Trebuie să spun că atât ca și Politehnica, cât și ca și persoană, Universitatea Politehnică, ca și grup de lucru și ca și organizații din care facem parte, toți cei de aici de față ne implicăm activ în a putea sprijini criza umanitară care se întâmplă în Ucraina și a putea oferi cât mai mult suport tuturor și să sperăm că vom cunoaște cât mai multe zile și vremuri de pace și de liniște. M-am gândit de multe ori, așa, ca o mică paranteză, dacă să continuăm cu aceste webinarii, dar cred cu tărie că cu atât mai mult avem nevoie de încurajare și de sprijin de echipă și de a putea arăta lumii că, de fapt, a fi democratic înseamnă a fi toți împreună, a construi ceva împreună și a putea spune poveștile cu adevăr. Și acum să vedem ce vreți să schimbați, Rodica, te rog pe tine. Dacă fi să schimb, mi-aș dori o altă clădire pentru centru de transfuzii, care să fie pe 2 nivele, nu pe 4, astfel încât să fim mai coezivi și mi-aș dori în același timp să fi investit mai mult timp în a promova donarea către cetățenii din județul Timiș și mi-aș mai fi dorit acum să am o mașină cu care să mă pot deplasa până la marginile județului, astfel încât în caz de nevoie să pot aduna sângele care mi l-ar dona oamenii nimoși, dar la care nu ajung datorită faptului că moștenesc o singură mașină de acum 10 ani și mi-este groază să mă duc până la Făget, că s-ar putea să rămână acolo. Da, într-adevăr, nevoile materiale se simt din ce în ce mai tare și cred că aici e rolul să ne ajutăm reciproc. Și am să merg acum la Diana. Nu,
Revenind la, la componenta de, de leadership, eu cred în liderul autentic care se arată așa cum este, uman și vulnerabil, și probabil că mi-aș dori să avem cât mai mulți lideri de acest tip în toate zonele în care, în care activăm. De asemenea, mi-aș dori să fie lideri pozitivi. Organizațiile și societatea în general e plină de negativiști și, pun în ghilimele, mulți specialiști în, în toate domeniile, iar negativismul nu, este, nu duce la orientare spre soluție. Pe vremea mea era în manualele școlare o poveste cu fetița pe care l-a luat pe nu în brațe. Mi-aș dori schimbarea din această perspectivă. No, oamenii să renunțe la acest nu, nu se poate și să reușească să se adapteze mai, mai rapid noi lumi, ca să spun așa. Pentru această adaptare, Laila, ce poți să faci sau ce-ai schimba? Știu că ai schimba multe și legislația ai schimba, dar hai să vedem. Da, eu de 30 de ani tot schimb, nu? Și legislație și... Eu aș schimba ceva ce se schimbă cel mai greu, și anume atitudinea oamenilor față de cei diferiți. Există în noi o frică față de cei care sunt altfel, pe care îi percepem ca fiind diferiți, și această frică de multe ori se duce spre ostilitate, e mai mult să nu avem de-a face cu cei care ies tare din tiparele a ceea ce considerăm noi că este obișnuit. Mă feresc de cuvântul normal, pentru că normalitatea are un spectru mult mai larg decât este în mod normal, decât este de obicei acceptat. Și spun acest lucru pentru că foarte multă lume crede că o donație rezolvă totul. Sigur, nevoile materiale sunt foarte mari, dar a accepta pe cel care este altfel este cel puțin la fel de important cu a contribui material. A accepta să ai un vecin sau accepta să ai un coleg la lucru, la locul de muncă, o persoană care este diferită, a accepta să-ți petreci un pic de timp. Unul din proiectele noastre se numea Un prieten pentru tine, pentru că cel mai greu este să găsești prieteni pentru persoanele cu dizabilități. Ei sunt înconjurați numai de oameni care sunt plătiți să facă ceva pentru ei, în varianta fericită, și bineînțeles de familie. Dar în rest, nu au prieteni. Și atunci noi am zis Un prieten pentru tine, făcând un apel ca oamenii să-și dedice 3 ore pe lună, nu mai mult, pe care să-l petreacă împreună cu o persoană diferită. Deci, asta aș vrea. Da, într-adevăr, uite, ai trecut de la legi, de la construită, sau cum zice Roda, mașini și altele, tu vrei un prieten, relații din ce mai mult interumane. Isidora, ce ai schimba în domeniul în care activezi? În primul rând aș schimba mentalități. Cred că de multe ori mentalitățile sunt cele care ne trag în spate sau ne țin pe loc, când de fapt ar trebui să mergem înainte. Cred că i-aș încuraja pe toți, așa cum spunea și doamna ONU, să-i vedem pe cei de lângă noi, să-i cunoaștem mai bine, nu imediat să ne grăbim, să-i judecăm, ci să încercăm să-i cunoaștem, să încercăm să colaborăm. Dacă ne schimbăm mentalitățile, cred că pentru toți ar fi bine, cred că am putea să mergem înainte, să acceptăm schimbarea, pentru că de multe ori, așa cum vedem în ziua de azi, schimbarea vine mult mai repede și nu multe ori așa cum ne-am dorit noi. Asta aș schimba în primul rând, mentalități. Da, așa este și cred că într-adevăr mentalitățile se schimbă cel mai greu. Am o întrebare și acum o să rog pe doamna Carmen Grecea să rămână încă o secundă cu noi, o să merg direct la ea acum. Fiindcă următoarea mea întrebare este când, dacă a fost un moment când ați vrut să renunțați și de ce? Care a fost cel mai... Da, un moment. Ieri am avut un webinar în care am vorbit despre inovare. Și am spus că, de fapt, o teorie care o am de multă vreme, că suntem cumva suma eșecurilor noastre și dovedim cât suntem de puternici atunci când reușim să greșim și să învățăm din greșelile noastre sau să ne ridicăm din erori. Carmen, când ai vrut să renunți și dacă a fost un moment din asta? Să știi că, în general, nu am cedat și nu am avut această dorință de a mă opri, de a renunța
la visurile mele și la ceea ce mi-am dorit să fac din totdeauna. Un moment, să spunem așa, dificil, l-am trăit în perioada în care au fost condiții mai grele de promovare. Am trăit și vremurile acestea cu foarte mulți ani în urmă și fără justificare neapărată, zic eu, a trebuit să stagnez și să stau pe loc vreo 17 ani pe o poziție, cu toate că toate criteriile de la vremea respectivă erau îndeplinite și, nu știu, am avut așa o durere în suflet. Am simțit-o ca pe o neîmplinire, dar n-am vrut să cedez. N-am vrut și am depășit acest moment și nu cred că aș fi ajuns cu mult mai departe astăzi față de ce am ajuns și ce sunt dacă promovam mai repede. Dar așa, mi-a rămas așa, ca o amintire puțin așa, neplăcut. Da, așa cum este și nu o să vreau să zicem doar momentele foarte grele, pentru că, de fapt, din momentul ăsta ai învățat cum să te duci mai departe. Deci, da. Și asta e exact ceea ce zic și eu, când atunci când greșim sau când nu ni se arată, mai zic că învățăm să mergem mai departe. Am să mă duc la Roda de data asta. Am știut să-i sfătuiesc și pe alții, după mine, ce să facă și cum să abordeze acest gen de probleme. Îi învățăm pe alții cum să facă mai bine. Exact. Doamna doctor Ligazan. Eu sunt greu de oprit și nu prea pot să mă demoralizezi ușor, astfel încât în momentele în care am văzut că nu pot să fac anumite lucruri, da? Nu mai pot să fac în laborator clinic ce aș fi vrut, când criteriul material a devenit primordial, atunci am schimbat macazul. Da? Am zis, bine, nu mai pot să fac în laborator cum vreau eu și cum consider eu că este bine și am decis la 50 și ceva de ani să trec într-o altă dimensiune, să intru în transfuzie cu orice risc. Mi-a fost cumplit de greu la început, da? Să înțeleg în ceea ce am intrat și cum să fac să fie mai bine, dar nu regret. Da? Deci e foarte important să lupți în continuare. Da? Provocările în viață îți arată cât de mult îți dorești să faci un anumit lucru și nu trebuie să renunți. Indiferent cât de greu este la momentul respectiv, există o meserie, o profesie, un loc de muncă care ți se potrivește mult mai bine decât ți-ai fi imaginat. Așa este și chiar cred și eu cu tărie că, de fapt, niciodată nu trebuie să renunț. Irina Macinga. Deci, când mi-a venit să renunț, au fost momente grele. Este clar, pe o asemenea poziție, ai un overload inimaginabil. Dar cred că foarte important este rețeaua de suport pe care o ai. Întotdeauna trebuie să ai o rețea de suport, că este o persoană sau că sunt mai multe persoane cu care poți să fii autentic, în fața cărora te poți deschide și de unde îți poți lua puterea. Am văzut fiecare provocare mai degrabă sau fiecare obstacol mai degrabă ca pe o provocare și nu ca pe o dificultate. Și esențial asta pentru că îți schimbă motivația. Dacă vezi ca pe o dificultate, atunci ți-e frică să nu greșești. Dacă o vezi ca pe o oportunitate, atunci ești motivat să reușești. Și
performanța atunci când ești motivat să reușești este alta decât performanța atunci când vrei să nu greșești. Și oamenii care se tem de greșeală pot să performeze excelent, dar rezultatele nu sunt chiar sustenabile. De aceea eu zic că un grup de suport, o persoană de suport și chiar sunt companii în care sunt desemnate persoane de suport, emoțional și nu numai, și de asemenea acest framing mental, această reîncadrare a problemei ca pe o provocare care îți dă o motivație să o depășești și nu ca pe un obstacol care te face să-ți fie frică să nu greșești. Da, într-adevăr, această frică de a nu greși este foarte importantă pentru unii. Eu și eu mă ghidez de obicei după politica că nu contează, mi le asum și dacă greșesc că sunt un om, nu pot să fac totul perfect și nici, deși sunt perfecționistă din fire. Laila. Da, nu cred că am vrut niciodată să renunț, pentru că nu prea pot să renunț. Deci conjunctură de așa manieră încât asta este, trebuie să continui, oricât ar fi de greu, și sigur că e greu, pentru că sectorul social e întotdeauna ultimul. Deci în orice criză, socialul e ultimul care e, către care se îndreaptă resurse și așa mai departe. Și sigur că au fost multe momente foarte, foarte dificile, dar cred și eu că este important să ai oameni pe care te poți baza în jurul tău și oameni cu care poți să discuți și să cauți împreună modalități de a merge mai departe. Deci, cred că o mare parte din succesul Fundației pentru Voi se datorează celor care sprijină fundația, fără să fie neapărat implicați. În primul rând, bordul fundației, în bord avem 5 persoane care lucrează în cu totul alte domenii, dar care sunt întotdeauna, care își aduc fiecare experiența lor din business, din avocatură, din domeniul educațional, și așa că avem un puzzle de experiențe și schimbăm idei și găsim soluții împreună. Apoi e vorba de comunitate în ansamblu, fie că e vorba de autorități, fie că e vorba de companii care au fost alături de fundație, și încercăm tot timpul să dezvoltăm aceste relații în așa fel încât să găsim sprijin în unul dintre pilonii pe care ne dezvoltăm noi. Și așa că vorba cântecului Friends will be friends, cred că și atunci când e vorba de fundație, tot prietenii sunt cei care ne-au salvat de fiecare dată, și nu mă refer numai la prietenii din România, bineînțeles, pentru voi s-a dezvoltat mult cu sprijin olandez și cu sprijin din alte țări, și acest lucru a fost important și este important în continuare, chiar dacă acum sprijinul ăsta nu mai este material, așa cum era la început în anii 90, dar e în continuare vorba de expertiză și de experiențe pe care ni le împărtășesc. Da, într-adevăr, așa este. Experiențele tuturor sunt poate cele mai importante. Să merg acum la Isidora. Momentele în care am vrut să renunț, multe. Dar, așa cum au spus și doamnele de dinaintea mea, foarte important sunt cei din jurul tău și niciodată nu poți să reușești singur și niciodată succesul nu este doar al tău. Este al grupului de lângă tine, a celor care te susțin, a celor cu care te sfătuiești, și lucrul ăsta este cel mai important. Și poate că datorită lor a mers mai departe. Este greu la nivelul acesta. Sunt multe, multe, cum spunea și doamna Macinga, care se adună și se tot adună, dar le luăm pe toate ca o provocare până la urmă, și de provocări trebuie să treci. Trebuie să treci cu bine și încercăm să trecem cu bine, și atunci când ești susținut, când ai pe cineva în jurul tău, și aici mă refer la o întreagă echipă, să te susțină, trecem și mergem mai departe. Da, așa este. Într-adevăr, trebuie să trecem mai departe și să vedem de aceste momente. Și acum a mai rămas Diana Anastasă. Dacă ai vrut să renunți,
vreodată? Da, nu au fost momente când am vrut să renunț. Acum eu fac parte și din mediul privat și probabil că multe piedici și obstacole pe care le au copanelistele de astăzi nu îmi sunt aproape în mediul privat, deși există foarte multă presiune în mediul privat și o rapiditate de a face lucrurile ieri. Și aș putea spune, nu cred că mai mult decât la stat. Da, nu am experiență în mediul public sau guvernamental sau social, sau, dar în mediul privat pot să spun că uitându-mă în spate, cred că am deprins mai bine autoreglajul. Pentru că mult timp am fost obișnuită în acest mediu să operez într-un mod turbo. Și cu timp am învățat să las turația motoarelor mai mică, măcar din când în când, îndrăznesc să spun, iar pauza aceea, calmul, distanțarea m-au ajutat ulterior să mă recalibrez și să vin cu soluții care au fost bine primite. Acum, cred că cu toții am avut momente dificile și provocări de-a lungul vieții noastre profesionale. Partea bună, eu cred că e că oricât ar fi de încrâncenate și grele acele momente, de multe ori ne accelerează progresul și ne propulsează mai departe, forțându-ne oarecum să fim mai creativi, să venim cu perspective noi și de a face lucrurile altfel decât am fost obișnuiți. Așa că nu m-am gândit. Eu oricum am încercat mereu să văd jumătatea plină a paharului și soarele chiar când era ascuns după nori. Da, povestea asta cu soarele ascuns după nori îmi place mie foarte mult întotdeauna, fiindcă de fapt arată că întotdeauna există speranță și cred că aceste vremuri sunt mai mult decât pline pentru așa ceva. Înainte de a merge și de a prezenta despre un alt, întotdeauna la final vă rog pe toate să îmi spuneți într-un singur cuvânt cum ați caracteriza starea pe care o aveți acum și ce vă doriți pe viitor. Un singur cuvânt, vedeți, nu mai mult de atât. Cine începe? Vă las pe oricare. Diana, hai să începem cu tine. Tot Diana, da? Aș spune energie și pasiune. Inclusiv acest webinar m-a energizat. Un cuvânt, gata, energie. Okay, energie. Roda. Dorință. Laila. Eu cred că îngrijorare. Isidora. Speranță. Irina. Creativitate. Îmi place că suntem mai mult decât pozitivi și chiar dacă suntem îngrijorați, să știm sigur că prin energie, creativitate și speranță vom face față la absolut tot. Voi trece, vă rog să nu plecați, voi trece acum și voi arăta partea practică a fiecărui webinar, fiindcă așa am stabilit că voi arăta ceva mai multe informații și practice pentru a putea avea, să zicem, această perspectivă de învățare. Și așa că am să vă arăt astăzi, cum am spus, fiindcă am dorit să pot să arăt în special despre ce înseamnă să poți să cauți informație care să fie corectă și validă și să poată să se regăsească undeva, să încercăm să ne luptăm împotriva acestei dezinformări și am să încep mai întâi cu partea științifică sau de cercetare, dar nu numai, pentru că caută articole peste tot. Este o unealtă Scholar Google, scholar.google.com. Colegii mei vor pune în chat toate aceste link-uri, deci nu trebuie să vă agitați că unde sunt. Sunt convinsă că poate mulți dintre voi le și cunoașteți. Ea are foarte multe facilități. Eu am să prezint foarte pe scurt. Am și făcut această căutare tocmai pentru a putea merge mult mai repede înainte și a fi cât mai operativ. Am căutat cu Women in Science, am căutat în engleză pentru a putea avea cât mai multe rezultate. Puteți să căutați și limba română și în alte limbi, fiindcă rezultatele vor veni poate nu atât de multe ca și în limba engleză. Scholar Google caută în toate bazele de date care au validitate academică, științifică, de cercetare, dar nu numai. Caută în bazele de date care sunt validate prin recenzori independenți. Deci absolut acolo unde se publică
nu doar din voința fiecăruia, ci fiindcă acea dorință și acel articol sau acea notificare sau lege sau informație a fost verificată de cel puțin două, să zicem, doi recenzori independenți, fie că sunt umani, uneori și automați, este indexată de către Scholar Google. De aceea informațiile de aici sunt mult mai reale, mult mai apropiate de adevăr și vă recomand cu tărie să căutați aici mai întâi când doriți să aflați informații reale. Căutând după Women in Science, am văzut de fapt care sunt subiectele cele mai importante întotdeauna când vorbim despre femei în știință și articolele care sunt citate. Women in Science, și n-am să fac aici o lectură clară cum se indexează informația în Scholar Google, vreau doar să vă arăt că întotdeauna rezultatele sunt date prin câteva funcții. Bineînțeles că există funcția de save, care atunci când ești activat cu profilul tău de Google, ea se salvează într-o bibliotecă, într-un library personalizat. Există posibilitatea de a-l cita în funcție de standardele cele mai cunoscute și de a salva în funcție de referințele și de uneltele software digitale care indică cel mai ușor referințele pentru includerea lor în lucrări științifice, în articole, în lucrări studențești, în partea de lucrare de licență sau de disertație sau inclusiv în lucrările care se pot finaliza pentru anumite, pentru cei de la liceu, de exemplu, sau așa ceva, fie că finalizează o teză sau duc spre validitatea, să zicem, înainte de bacalaureat. Și această informare care ți-o poate da, ți-o validează și cei care citează. Poți să vezi care sunt lucrările în relație directă cu lucrarea pe care ai văzut-o și poți să cauți doar în articolele citate sau poți, bineînțeles, să vezi și alte articole care sunt în relație cu acestea, care nu neapărat doar citează acest articol, ci care efectiv duc mai departe informația care există în primul articol și toate versiunile care sunt publice pe web. De ce sunt importante aceste versiuni publice pe web? Pentru că, din păcate, chit că promovăm puternic accesul deschis la cunoaștere, la știință, fie prin Open Science sau prin Open Education, nu toate se regăsesc la liber, deci le poți accesa ușor și atunci foarte multe le poți găsi ca și indicații unde se găsesc ele și se pot accesa ușor. Cele care sunt indicate în partea dreaptă a ecranului sunt cele unde poți să vezi efectiv articolul la liber. Exact așa cum eu am selectat, de exemplu, cel de-al doilea articol din listă, unde pot să văd exact articolul în sursa primară de publicare și după aceea pot să accesez articolul și să-l pot citi, să-l pot valida, să pot să citesc. Este un raport, un articol foarte, foarte interesant, care mie mi-a plăcut destul de mult când a fost publicat și care cred că își are rolul să poți să citești despre de ce femeile lucrează atât de și care este interesul în știință și în matematică. Fiindcă vorbim de această parte de cum poți să accesezi informație, cred că este foarte important să ne uităm și cum poți să faci acest lucru din punct de vedere al campaniilor pe care Uniunea Europeană le face în zona digitală, mai ales fiindcă acolo căutarea de informații și validitatea informațiilor și corectitudinea lor este poate cel mai greu de făcut și acest site al Comisiei Europene, care se ocupă în special de dezinformarea modului online, are acces sau legătură directă la foarte multe campanii și informații pe care le oferă Uniunea Europeană, inclusiv acest action plan, acest plan de acțiune, care ne arată ce au încercat să facă în ultima perioadă toate, să zicem, entitățile care lucrează în zona de Uniune de dezinformare. Aici este o carte care este dedicată dezinformării și copiilor, mai ales și tinerilor, care a fost publicată, un raport care a fost publicat recent, la sfârșitul lui 2021, și care îți arată cum poți să faci activități de, din păcate, da, mi se spune că se aude mult mai încet, am să încerc să reușesc să rezolv problema, fiindcă căștile mele m-au părăsit și voi trece pe display. Da, să fiu sigură că în acest moment m-auziți destul de bine, sper, da? Ceva mai bine, sper, decât până acum și că putem să continuăm cu prezentarea.
Și că astfel puteți să vedeți că, de fapt, acest raport, care este realizat tot cu finanțare dintr-un proiect european, poate să vă arate ce puteți să faceți cu copiii de la diverse vârste, cu tinerii, cu adolescenții, în modul de a le dezvolta gândirea tehnică și de a lupta împotriva dezinformării. În română și în România, Centrul pentru Jurnalism Independent validează foarte multe ghiduri și foarte multe cursuri online care vorbesc despre drepturile și siguranța copiilor în mediul online, pe care vă rog să le descărcați aceste ghiduri și să le puteți valida și citi, și cum puteți să lucrați și să faceți tot felul de activități cu elevii, cu copiii, cu studenții, încât să ajungă să înțeleagă cum pot să înțeleagă și să identifice care este o știre falsă, care este informația adevărată, fiindcă acest lucru a devenit o competență digitală de bază în secolul 21 și mai ales în aceste vremuri pe care noi le trăim. Îmi permit aici să închei și să ne vedem din nou cu toate. Și să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la acest webinar, tuturor doamnelor care schimbă lumea și schimbă comunitatea. De această dată suntem doamne mai mult din Timișoara, dar care nu sunt vizibile pentru noi toți și nu sunt integrate în acest mod, dar care întotdeauna ne arată cât de bine pot să facă lucrurile. Săptămâna viitoare nu vom avea webinar miercuri, ci vom avea un workshop vineri, în 11 martie, pentru care toți cei care participați astăzi aici veți putea să prezentați și să ne integrați informațiile și să puteți să le vedeți și să le arătați, și care automat va putea să vă arate și să vă spună ceva despre educația deschisă, fiindcă săptămâna viitoare este săptămâna educației deschise. Și sărbătorim de 8 ani educația deschisă în Timișoara printr-un workshop pe care îl facem întotdeauna în martie. Acesta va fi în 11 martie, online de această dată, cu foarte mulți participanți. Vom vorbi despre Digital Education Hub, despre proiectul nou care va reuni educația digitală în Europa. Vom vorbi de asemenea și despre ceea ce înseamnă educația digitală în zona învățământului non-formal. Vom vorbi despre partea de știință în educația digitală, dar și despre microcredite și despre multe subiecte foarte interesante la ora actuală. Și sper ca atât invitații din străinătate, din trei continente, de pe trei continente, cât și studenții și elevii pe care vor veni în acest webinar să prezinte workshopul dedicat săptămânii educației deschise, să vă trezească interesul. Mulțumesc încă o dată tuturor, la revedere, o seară frumoasă, o primăvară frumoasă, un 1 martie liniștit, un 8 martie frumos, să ne sărbătorim cu toții și cu toții, cu toatele, prin liniște și prin pace. Mulțumesc foarte mult, Laila, Roda, Irina, Diana, Isidora și Carmen, care a plecat la ore. Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Mulțumim! O seară frumoasă și cu multă liniște tuturor! La fel! La fel!